Mănăstirea Teiuș a îmbrăcat haine de sărbătoare. Încă din ajunul praznicului, icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Teiuș a fost purtată în procesiune pe străzile municipiului Caransebeș. Procesiunea a fost condusă de preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Pelerinii au intonat cântări și pricesne închinate Maicii Domnului. Primește-ne, Maicuță, din ora sânul tău, și pentru noi te roagă lui Hristos Dumnezeu. Astăzi, preasfințitul părinte Lucian a oficiat Sfânta Liturghie la altarul de vară al Mănăstirii Teiuș. Ne bucurăm să fim împreună la rugăciune și cântare duhovnicească, la acest slăvit praznic al Maicii Domnului, un praznic al învierii, un praznic al vieții, un praznic al curăției, un praznic al ascultării de Dumnezeu, un praznic al smeritei cugetări. Credincioșii au venit în număr mare să se roage Maicii Domnului. Pentru prima dată, după 18 ani, s-a făcut un prea frumos și minunat pelerinaj de la Catedrala Istorică din Caransebeș spre Mănăstirea din Teiuș, spre Casa Teiușului, așa cum nouă ne place să spunem, unde icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului ne ocrotește, ne mângâie și ne binecuvintează prin ochii ei cei milostivi. Împreună cu preoții și poporul am urcat acest pinten al Caransebeșului, ca altădată apostolii și ucenicii, ducând pe Maica Domnului spre odihnă în grădina Ghețiman de pe muntele Sion. Venim în fiecare an la praznicul adormirii Maicii Domnului de la Mănăstirea Teiuș, însă anul ăsta a fost un praznic mai deosebit, pentru că a fost procesiunea icoanei de la catedrala din centrul episcopiei Caransebeșului până la mănăstire. A fost o procesiune frumoasă, un drum încărcat de emoție și de rugăciune. Mănăstirea Teiuș este pentru noi un colțișor de rai, este grădina Maicii Domnului, este locul în care noi venim cu toate problemele și greutățile care le avem, plecându-ne genunchii sufletului și ai trupului la icoana Maicii Domnului și privind-o în ochi. Noi ne spunem durerea, necazul și Măicuța este grabnic ajutătoare. Avem o trăire foarte intensă ori de câte ori urcăm acest deal spre Mănăstirea Teiuș și ne bucurăm din suflet că suntem sănătoși și Maica Domnului veghează asupra noastră. Piatra de temelie a Bisericii Mănăstirii Teiuș a fost pusă în data de 15 august 1999.